dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi vom decora un ou de polistirol cu ceea ce avem în casă. Dacă vă amintiți, am cumpărat un buchet de floricele, am decupat din acestea frunzulițele, deci fiecare parte am pus-o separat. Nu voi vorbi, doar voi lucra, astfel veți vedea ceea ce facem. Deci am luat oul, acum îl voi tăia. Cu atenție, îl voi tăia în jumătate. Fiecare ou are această linie, pe aceasta noi îl vom tăia. Așa cum spuneam, nu voi vorbi, ci doar voi lucra. Modul în care dumneavoastră să puteți vedea un mod de a decora ouă fără prea multe complicații. Puteți folosi și lipiciul la cald. După ce am lipit un pic de danteluță pe cele două jumătăți de ou, vom decupa două bucățele de carton. Dimensiunea o alegeți dumneavoastră, oricum să ne rămână un pic de spațiu pentru a reuși să aplicăm floricelele. Decupate cele două cartonașe, le vom lipi cu lipici. Așa cum vă spuneam, puteți folosi lipiciul la cald, nu este nicio problemă. Acum acestea le vom aplica în interiorul oului. În acest moment vom începe să decorăm, vom aplica mai întâi frunzulițele de jur împrejur, vom lipi. În modul în care doriți dumneavoastră să fie cât mai frumos aranjate, cât mai aspectuos. Împrejur cu frunzulițe. Acum vom aplica boboci de flori, floricelele, orice tip de floricele de care dispuneți dumneavoastră. Le vom aplica în mod simetric, în modul care să dăm un aspect plăcut. Vom trece să aplicăm frunzulițe din locul
loc în loc, eventual dacă este nevoie, le vom scurta puțin și vom începe să aplicăm și acestea. Aceste punzulițe micuțe. Tot așa, în modul în care considerați că poate avea un aspect cât mai plăcut. Adăugăm un pic de culoare. Modul în care se iasă în evidență bobocii florilor. Asta, uitați-vă ce frumos arată, acum nu ne rămâne decât să mai completăm, eventual unde este nevoie de câte o frunzuliță, de un bobocel. În felul acesta, uitați-vă cât de frumos arată acest ou. Sper să vă placă și să îmbrățișați și această idee.